dragilor! Astăzi este vineri, este ora, vă spun imediat, 9 și 6 minute, eu am foarte multă treabă, tocmai ce am venit din oraș, o să vedeți că v-am lăsat câteva secvențe, să vedeți ce frumos a nins la noi în oraș. Astăzi am de gând să mă vopsesc, pentru că părul meu, după cum vedeți, arată oribil. Wow, mai am foarte mult de muncă, trebuie să aspir, să șterg praful, să fac mâncărică. Voi face niște aripioare cu sos, o să vedeți, și cu ketchup. Sunt foarte bune. Am pus o tură de rufe la spălat, mai am o tură și, nu știu, multă muncă, chiar dacă stau acasă, am de lucru. Așa că ne vedem mai târziu și vă arăt și vouă cum fac și eu aripioarele acelea despre care vă spuneam. Și să trecem la treabă pentru că avem mult de lucru. Vă pup și ne vedem mai târziu. Pa! Uitați ce frumos ninge, ninge mărunt, dar ninge atât de frumos. Pe jos nu s-a depus, după cum spuneam, decât pe mașini. Dar e foarte, foarte frumos soarta și păsărelele. E foarte frumos acolo, e priveliște mai frumoasă pe copaci, pe acoperișurile de la case. Ninge foarte frumos. Ia uitați, super! Vă las cu aceste imagini frumoase, ar fi frumos dacă ar ninge puțin mai tare și cu fulgi mai mari, dar e bine și așa. Vă las cu aceste imagini și noi ne auzim mai târziu. Vă pup, pa! Deci, după cum v-am spus, am spălat aici aripioarele bine. Acum urmează să le condimentez. Nu știu cum o să lucrez cu o mână, dar o să încerc. Stați că nu pot să... Revin, că nu pot să deschid sticla de ulei. Așa. Eu pun un pic de ulei pe ele. Așa. Pe urmă pun delicatul acesta cu gust de găină. Cu o mână este... foarte greu să lucrez. N-am golit nici eu delicatul în recipientul pentru delicat, așa că o să pun așa, după cum am pus și delicatul. Acum o să pun boia. O să pun boia, după cum am spus. Bun, am pus și boia. Cred că am scăpat cam multicică, dar n-are nimic. Pe urmă o să pun piper. Imediat punem și piperul. Uitați că eu mă uit în cameră și nu văd cât pun. Și acestea sunt piper foarte tare, e iute. Pe urmă am aici niște condimente de rozmarin măcinat. O să pun puțin și din acesta. Nu foarte mult, dar o să pun. Bun. Și mai am aici, tot la plic, curry. Da? O să punem și un pic de curry. Că îi dă un gust bun. Așa, presărăm. Bun. Acum... o să merg să aduc ketchupul și o să pun ketchup peste. Revin. Am revenit. Folosesc acest ketchup de la Hellmann's. Este un ketchup iute. Și pun peste aripioare. Acum fiecare face cum le face cum îi place. Mie așa îmi place. Acum o să iau această... Stai să mută. Mi-a apărut mâna. Acum o să le amestec cu o linguriță. Revin după ce, că nu pot cu o mână, da? Am revenit. Așa arată rezultatul final. Sunt aici condimentate, cum am arătat, cu delicat, piper, boia, curry și rozmarin măcinat. Și am pus acest ketchup de la Hellmann's. E foarte bun. E un ketchup iute. Acum le las așa, la macerat. Le las, nu știu, jumătate de oră, o oră, depinde. Și apoi o să le pun într-o tigaie
și o să tau ceapă, o să le fac cu sos. Cum se fac aripioarele cu sos și lângă ele o să fac un piure de cartofi. O să vă arăt rezultatul final când o să le termin. Până atunci, vă las cu bine și vă arăt la sfârșit. Când am terminat, atunci vă arăt ce a ieșit. Pa!